mai merge chat-ul și atunci trebuie să închid live-ul și să redeschid ca să vedem dacă de data aceasta merge. Da, într-adevăr așa este, suntem aici în natură, suntem la o oră de la Chicago și da, suntem într-un parc, rețeaua nu prea merge bine, dar asta este și firesc, așa că hai să vedem dacă vă conectați la această. Salutare, nu uitați de distribuire, uitați-vă, îl prindem. O, oh, iată și Anișoara Talmazan, este un influencer de Moldova. Are, este foarte reputată, este foarte îndrăzneață. Face, să vă uitați Anișoara Talmazan, cei pe care nu o cunosc, să vă uitați, se inspiră din viața, se inspiră din viața personală, viața de mamă. Salutare! Să știi că ești în direct, îmi spuneam despre tine. Cât de îndrăzneasă și curajoasă da. Ești! Hai să ne amestecăm în acest. Da, iată așa. Vreau salutare! Vreau să zicem că o să vedem în clipa să văd și ne vedem aici. Da, iată așa, iată așa. Ne vedem la așa un festival extraordinar. Deci atmosfera e super. Da, da, e nu contează. E filmat acolo la scenă, da. Scenă și au așa să fie interpreții. Deci da. E extraordinar. Jinică, plășințică, oameni frumoși. Deschiși principalul la inimă, asta e cel mai principal. Asta e foarte corect, dar chiar tare îmi place. Tot cine se apropie personal nu știu, poate mai sunt și alți oameni, dar tot cine se apropie de mine, facem o poză, ne prindem. Deci niște oameni extraordinari, cu un suflet super mare, așa o... Aș zic și eu ca american, un vibe așa de vrem. Bine, vă las, numai bine. Da, lăsăm că fata este... Oh, mulțumesc, uitați, Florin a pus, da, Anișoara Talmazan, dar ea pe Instagram arată mai interesante. Pe YouTube nu sunt toate puse. De exemplu, ultimul m-a făcut să râd în hohote, că a zis că, doamne, fă așa ca să dispară toate problemele soțului meu și la un moment dat ea dispare din cadru, adică asta a fost tare, adică toate problemele soțului vin cu femeia. Asta a fost tare, că nu te-am dat soțul doar avea probleme deloc. Hai să vedem și cu... Auzi, cineva gata a dat taxa, a pus YouTube-ul aici. Uitați la ce populară Dorin Galben. Dorin Galben a trebuit să spună un dolar la fiecare poză. E
Îți trebuie microfon pentru că se aude slab. Păi da, pentru că muzica este foarte tare, dar $300 costă microfonul. Dacă este o persoană bună pe aici care vrea să plătească $300 pentru microfon, pentru că eu cu $300, nu uitați, călătoresc 10 zile. Acum sunt în negociere cu jurnalistul care lucrează pentru National Geographic și BBC World să merg vreo 7-10 zile în sălbătăciunea din Alaska. Nu știu dacă o să-mi iasă sau nu, dar rugați-vă pentru mine, pentru că vreau să vă aduceți aminte, anul trecut am avut așa ocazie și am ratat-o. Poate anul ăsta să fie cu bine. Așa că poate mă vedeți nas în nas cu ursul și cu lupul. Cineva mă întreabă cum e lume, dar eu sunt aici pe direct, nu pot să spun cum este. Iată și pe Aurica, altă organizatoare. Să mergem, Aurica. Aurica, salutare, Aurica! Vreau să saluți lumea în direct din Moldova și din România. Salut tuturor, mulțumim foarte mult pentru susținere, nu numai la sponsor și vender, dar și toți cei care ne-au onorat cu prezența, indiferent de situația meteorologică. Da, așa că vă mulțumesc. Moldovanul nu se teme de nimic. Și dacă vreți să o vedeți pe Aurica, i-a lăsat un interviu foarte interesant pe canalul de YouTube al lui Dorin Galben. Foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult cât ești de deschisă și cum ai vorbit cu sinceritate. Asta este foarte plăcut. Mulțumesc mult, așa că... Spate o îmbrățișare? Și știu că Lăcoaie poate ne facă Vă mulțumim frumos că ați venit, vă mulțumim frumos că sunteți aici și pentru dumneavoastră și cu dumneavoastră vom organiza astăzi cea mai frumoasă sărbătoare, pentru că e o cifră așa rotundă și acest festival crește frumos a idoma unui copil. Astăzi, la 5 ani, are prieteni și mai mulți și mai frumoși, prieteni și mai vechi și mai noi și apropo de asta, o să avem un program, deja dumneavoastră ați consultat cu afișul și știți că o să avem surprize frumoase. Vom avea azi un scenariu plin, ne vom petrece frumos, așa cum știm, moldovenește. Moldova, te iubim! Eu am zis că despre Moldova se pot spune foarte multe lucruri, dar azi eu am să zic doar atât. Moldova este cea mai de lux și cea mai dorită destinație de vacanță. Sunteți de acord? Da! Și tot din Moldova, prieten acestui festival, deja prieten fidel, prezentator, jurnalist, un om de excepție, un om care a îmbrățișat cumva ideea asta atât de personal, ideea lui Ion Roga, dar pe Ion Roga o să-l cheme în scenă altcineva, o să-l invite în scenă altcineva, dumneavoastră știți cine, pentru că noi astăzi o să ne întâmpinăm prietenii cât se poate de frumos, eu am nevoie cumva și de ajutor. Iar dumneavoastră îl cunoașteți. Un om de excepție pentru care foarte multe cuvinte nu voi avea de ceea că dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, dar merită un rând de aplauze. Domnul Andrei Porubin! Bună ziua! Salutare! Nu zic good afternoon pentru că vorbiți engleza de luni până vineri. Astăzi, în schimb, vorbim românește cu toții. Să știți că eu astăzi nu sunt prezentator. Prezentatoarea este Marina Moroznuc-Adam. Vă rog să o salutați, să o aclamați. Eu sunt așa, un fel de ajutor și am venit azi
la dumneavoastră a doua oară la acest festival. Am fost în 2019, înainte de pandemie. Am venit ca să mă încredințez o dată în plus de spiritul care domnește la acest festival, de dragostea dumneavoastră pentru limba română, pentru casa părintească, pentru cântecele noastre de acolo, pentru bucatele noastre tradiționale. Și mă bucur foarte mult că, știți, venind încoace cu Ion Roga, ploua, turna cu găleata și mă gândeam, băi, s-a pornit roata oricum. Cine are să vină, o să vină. Cine nu vrea să vină, să fie și soare afară că nu o să vină. Sincer, sunt surprins să văd atât de multă lume. Pentru asta vă mulțumesc personal! Bănuiesc că o să mai vină lume, se spune că și la poartă mai sunt mulți să vină. Acolo, în dreapta mea, sunt tichete pentru mâncare. La intrare, deci tichete pentru intrare. Aici găsiți tot ce doriți, așa e, Marina. Deci, prieteni, mă gândeam că a cincea ediție rotunjește, într-un fel, festivalul nostru. Este prima ediție aniversară, să zic așa, primul jubileu, între ghilimele, al festivalului. 5 este o cifră cu noroc, ție-ți poartă noroc. Mi-e important noroc, că eu pe timpuri, la școală, nota maximă era nota 5. Da. Deci 5 zile lucrătoare, în afară de weekend. Deci 5 strune la chitară clasică, sunt și cu 6 și cu 12. 5 hotele de 5 stele, sunt cele mai bune. 5 ceacre are omul în organismul său, de sus până jos. Este o cifră magică, într-un fel. Și mă gândesc că, dacă vorbim de stele, 5 stele are constelația Casiopeia de pe cer. Atunci când plouă, e cu mană. Mană. Mană cerească. Așa. Când este o ploaie. Eu mă gândeam, venind încoace, de ce nu a plouat în luna iunie și iulie în Moldova, așa cum a plouat la Chicago astăzi? Așa că eu am venit să iau un pic de ploaie și pentru Moldova, că tare mai e nevoie de ploaie acolo câteodată. 5 stele sunt și oamenii care organizează acest festival. Nu ne mai vorbim de faptul că de 5 stele sunt oamenii care vin la acest festival. Mi-am întâlnit o groază de prieteni aici, pe care îi cunosc de ani de zile, pe care noi am văzut de ani de zile. Iată asta chiar în ie cu albastru, Nătălița, Natalia, cea care a lăsat totul în Franța și a vândut casă, mașină și s-a vorbit să călătorească în lumea întreagă. Natalia Ciobanu. Am făcut mai multe interviuri cu ea. Este un băiat dansator din ansamblu Joc aici. Foarte multă lume frumoasă și mă bucur să-i văd. Doi băieți au venit și mi-au spus că unul se scula cu telebingo și altul se culca cu telebingo. Și eu zic, bravo, vouă! Este foarte bine astăzi să ne întâlnim măcar o dată în an în această atmosferă, în aceste condiții. Este foarte bine să ne vedem, este foarte bine să comunicăm, este foarte bine să ne amintim că suntem neamuri, că suntem măhăleni, că suntem pământeni. Ce frumos vorbește! Uite, am luat și 20 de grame de vin cu oamenii ăștia din fața mea, care sunt cu satele alăturate, deci iată, o mică Moldovă în miniatură se întâmplă aici la festivalul Inima Mea e Moldova. Sunteți fantastici! Vă mulțumesc că ne-ați așteptat! Vă mulțumesc că ați venit! Până să revenim, ce vreau să reamintim oamenilor. Tot ce regăsiți aici, un mic colț al Moldovei, totul s-a organizat pentru dumneavoastră. Faceți poze! Acolo veți regăsi mesele vendorilor, sponsorilor care au participat și grație cărora s-a întâmplat asta, se întâmplă acest eveniment. Deci, dragii noștri, dați o tură, vedeți că totul este pregătit pentru dumneavoastră și organizatorii ca furnicuțele au muncit până seara, târziu. Uitați-vă, voi ați făcut an la rând poze acolo la colțișorul Moldovei și vă amintiți cu drag atunci când le revedeți în telefoane sau le arătați acasă moldovenilor voștri cum petrecem. Deci astăzi repetăm experiența, pentru că așa e frumos, așa se cuvine. Eu
Eu zic, Marina, dacă pe moldovenii care au venit la festival, dar au venit nu numai moldoveni, au venit și persoane de alte naționalități care știu de acest festival, dacă nu v-a speriat ploaia, nu o să vă sperie nici iarba udă, pentru că va trebui și veți avea ocazia și cred că trebuie să o faceți, să mai întindeți și fore și sârme aici. Și dacă nu aici, cel puțin pe toloaca din partea dreaptă și partea stângă, puteți dansa liniștit, puteți face orice doriți. Important e să vă simțiți bine. Surprizele urmează, le cunoașteți, o să le anunțăm, o să le anunțe Marina pe parcurs, în calitate de prezentatoare oficială. Iar eu vreau să îl invit cu mult drag, pentru că sunt aici de dragul festivalului, de dragul atmosferii acestei reuniuni a oamenilor care gândesc la fel, care vorbesc la fel, care simt la fel, să-l invit pe cel care a plămădit această idee de mai mulți ani și care o menține împreună cu minunata sa echipă, Ion Roga! Uitați-vă, parcă-i zombi. N-a dormit vreo 3 sau 4 zile până la asta, dacă nu mai mult. Zi, oare? Cam așa ceva. Să știți că nu mi-am pregătit nimic, dar știți de ce? Pentru că am văzut că vine ploaia și zic, nu mă pregătesc pentru că n-am să am cui să-i spun ceva. Dar când văd atâta lume bună adunată aici, am emoții și îmi dau și lacrimile pentru că vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici. Vă mulțumesc și mă închid până la pământ. Și să știți că nu este festivalul nostru, este festivalul tuturor noi, a moldovenilor de pe acest continent, de aici, de dincolo de ocean. Și dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată, pentru că pe ploaie, pe vânt, voi ați venit și suntem alături aici și ne susținem, pentru că suntem moldoveni și am venit să dansăm și să petrecem împreună frumos moldovenește. Îmi tremură vocea și să știți că sunt sincer. Nu am dormit, cred că vreo 3 nopți, pentru că gândeam unde să facem. Să ne mutăm în sală, să rămânem aici, să schimbăm locația. Și până la urmă am zis, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu a să ne ajute, oamenii buni, dacă o să vrei să vină, o să vină. Și noi suntem atât de fericiți că vă vedem aici alături de noi, că ne râde inima și ne trebuie răbuce. Și ei sunt, părinții mei veniți aici și stau aici în față și plâng și ei alături de mine și încă mai tare mă emoționează. Pentru prima dată în istoria festivalului, părinții lui Ion sunt la Chicago aici, doamna Vera și domnul Constantin Roga. Să știți că mama lui Ion toate două nopți a învârtit sarmale. O să le gustați și o să le apreciați. Dați-mi voi să vă mulțumesc încă o dată și sunt mândru că suntem cu toții moldoveni și sunt mândru că ne-am adunat în această zi ploioasă, dar de altfel frumoasă, pentru că noi ca moldoveni suntem frumoși la suflet, frumoși la gând și știm să apreciem frumosul. Eu sper că astăzi aici, pe glot, pe noroi, să dansăm sârbele noastre și horele noastre frumoase împreună cu frumoșii noștri invitați, veniți de acasă, dați-le și lor un rând de aplauze pentru că ei ne aud undeva de acolo. În curând vor urca pe scenă. Și nu în ultimul rând le mulțumesc și colegilor mei de aici de pe loc care cântă și sunt aici prezenți, prezentatorilor, sponsorilor acestui festival care an de an ne susțin, le mulțumesc și mă închin până la pământ și le mulțumesc pentru că ne sunt alături an de an, dar cei mai importanți, echipa cu care am lucrat, echipa cu care am dat startul acestui eveniment. Și să știți că în 5 ani de zile au fost foarte mulți oameni prin aceste echipe și să nu credeți că este atât de ușor de organizat un astfel de festival. Și nu vin aici a mă jălui, vin aici a vă spune adevărul. Pentru că oamenii au venit prin echipă, au trecut, nu s-au simțit, nu au avut curajul să meargă mai departe.
dar le mulțumesc și lor din toată inima pentru că cu ei am pus aceste rădăcini și vreau să vă rog să le dați aplauze pentru că ei sunt undeva pe aici și vă aud. Echipei acestui festival le mulțumesc din toată inima, n-am să dau nume pentru că dumneavoastră îi cunoașteți deja. Și haideți o rândă de aplauze pentru voi, pentru dumneavoastră, pentru efortul care l-ați făcut și ați venit aici, în această după-amiază frumoasă. Un rând de aplauze, chiuite și voie bune, că e zi de mare sărbătoare! Vă mulțumesc din suflet încă o dată, o sărbătoare frumoasă și dacă plouă, noi nu ne ducem acasă, dar dansăm aici frumos, moldovenește! Bună ziua și bine ați venit, dragi prieteni, la festivalul nostru, al tuturor, inima mea e... Așa este! Ioane, rămâi în scenă, pentru că eu m-am gândit să fac și eu o surpriză acestui festival și n-am venit cu mâna goală de la Chișinău, m-am dus la Ion Sulceanu, el era plecat și era ocupat. Ian Raiburg mi-a cerut prea mult, Gheorghe Țupa la fel. Și am zis că dacă voi nu vreți, o să cânt eu cântecul Inima mea e Moldova. Acest cântec pe care cu mulți ani în urmă l-a scris compozitorul Ion Alde Teodorovici, mult regretatul, pe versuri de Simeon Ghimpu. Eu îl cânt așa cum pot, pentru că sunt și eu unul dintre dumneavoastră, chiar dacă nu stau aici, stau acolo la Chișinău. Dar inima mea este Moldova, precum este Moldova, inima dumneavoastră. De aceea o să vă rog să cântăm acum împreună imnul acestui festival. Hai, Viorel, vorbește! Hai de stat în lumea, că cunoașteți aceste melodie. Deschide festivalul cu imnul! E Moldova, dragostea mea, e Moldova, soarele meu, e Moldova, țara pe care o iubesc. Aurica, Iurie, veniți aici pe scenă, veniți pe scenă și voi. Hai! La 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 la. Grâul în lat când răsare, spicul când crește spre soare, apa din lumii prezi zboare, cântecul meu joloiesc. Păsări când pui și adună, hodri când frunza își sună, același cântec răsună, cântecul neamului meu. Inima mea e Moldova, dragostea mea! E Moldova! Soarele meu! E Moldova! Țara pe care o iubesc! Pe care o iubesc! Inima mea e Moldova! Dragostea mea e Moldova! Dragostea mea e Moldova! Soarele meu e Moldova! Soarele meu e Moldova! Țara pe care o iubesc! Pe care o iubesc! Hai, moldovenii! Sus mânele și chiute! La 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 la. Sper că vă place! Am deschis festivalul nostru! Bine ați venit! Zice Aurica, așa are perfectă dreptate. Foarte, foarte zi, frumos. Aurica, zici ceva? Aurica nu are treabă, este cu picioarele goale. Mulțumim la toți că ați venit și hai să facem veselie toți împreună. Piglot, piglot. Dar veselie. Ia uitați-vă la dânsa, gospodina. Ia. Traduc în limba română. Hai să frământăm glotul.
O zis Aurica, fiind exact așa cum trebuie să fie în atmosfera festivalului. O țărâncuță, da. Prieteni, o să avem ocazia să frământăm glutul chiar acum, pentru că vreau să invit aici trupa Dancing Mist cu Constanța și Giulia, care vor să vă îndemne să dansați Hora din Moldova, pentru început. Cu drag, hai, fetele! Let's go.
uitați-vă, port frumos, ținută frumoasă, dans frumos. Frumoasa generație, tânăra generație, cel mai frumos că și copiii îndrăgesc. Îndrăgesc și portul nostru național. Poate insistă părinții, dar poate pur și simplu le place. Și învață și cântecele noastre, cântecele țării noastre. Acum o să vină o fetiță în scenă, pentru că copiii, vină lângă mine, Mirela. Mirela Titu, vreau să o aplaudați până mai trec din emoții, pentru că ea a pregătit un cântec foarte frumos, Moldova mea, nu-i așa? Cine știe să chiuie? Haideți să încurajăm frumos copiii! Mulțumesc foarte mult, Cadea! Veniți tocmai din Atlanta, aici la festivalul nostru.
Nu este pentru prima dată când ne onorează cu prezența. Iată și astăzi au pregătit un dans moldovenesc.
Tăpaș și Irina Mici. Dați-le aplauze, bine meritate, foarte frumos, vă mulțumim frumos, ați venit de departe și vă mai așteptăm și la alte ediții. Dragii noștri, ne bucurăm atât de mult, pentru că oamenii se apropie și tot vin și ne adunăm și ne adunăm. Acest festival se întâmplă datorită unor contribuții, unor aportări fără de care nu se poate. Deci ne mulțumim frumos sponsorilor acestui eveniment pe care îi regăsiți acolo și vă rog, vă apropiați, cereți cărți de vizită, informați-vă pentru că o să mergeți acasă cu un bagaj mult mai bogat de cunoștințe, o să vă prindă bine. Iar noi, cum enumera eu, voi enumera sponsorii rând pe rând ca dumneavoastră să-i regăsiți, să-i recunoașteți și dacă nu uite eu bine, avem și un afiș frumos acolo care îi cuprinde pe unii dintre ei, poate cei mai importanți. Deci, mulțumim foarte mult sponsorilor! Finco Tracking INC, Yuri K Photography, Next Step Group, VDT Group Inc, Globus Travel Elena, Daniela Roșu Realtor, Iorga Lau Group, Home Inspection Estate, Star Carriers and United, Universal Mortgage Partners Inc, Illinois 4991, Volkov Legal Group, Brothers Factoring LLC și pe ceilalți îi vom specifica pe parcursul acestui frumos eveniment, dar acestora dați-le frumoase aplauze și mulțumim frumos că au făcut posibilă și de această dată frumoasa noastră sărbătoare. Și că ceva, dacă doriți dulciuri, patiserii de la Târgul Secuiesc, undeva în, așa, în direcția aceasta, este o gheretă unde puteți cumpăra și servi împreună cu copiii dumneavoastră aceste delicii gastronomice. Și de altfel copiii au un teren special amenajat pentru ei acolo, foarte bine gândit și pentru dumneavoastră. O să fie mai ușor să știți unde îi găsiți, pentru că acolo ei se vor distra maxim și au sucuri gratis. Au câte ceva dulce bun pentru ei, Marina, să-și dorească să revină. Marina, ai doi copii acasă, știi foarte bine, copiilor le place să fie acolo unde sunt cei maturi. Nu mai aproape. Copiilor le place să fie acolo unde este tata și mama. Ceea ce fac maturii lor le este mai interesant decât ceea ce... Mai ales că fac frumos. Uitați-vă ce de frumos vă așteaptă în continuare. Pentru că am venit la Chișinău cu mai mulți, cu câțiva artiști pe care îi cunoașteți. Iar pe această artistă îmi face deosebită plăcere să o prezint, pentru că este nu doar interpretă, este un artist cu foarte multă personalitate. Un lucru mai rar întâlnit chiar și în Republica Moldova. Deci e mare deficit când vorbim despre artist cu personalitate. La 15 ani, atenție, deja era solistă în ansamblul de muzică populară Mugurel. Astăzi și interpretă, și prezentatoare de televiziune, și o femeie de nota 10, în companie căreia nu te poți plictisi niciodată, sunt sigur că o să aveți ocazia să și dansați, nu o să vă las în pace. Azi, de la Chișinău, Lenuța Gheorghiță! Salut frumoasă! Bună ziua! Bună ziua pentru toată lumea bună! Am microfonul, da? Bună ziua pentru toată lumea bună și de seară vreau să mulțumesc pe fiecare în parte pentru că voi ați găsit timp pentru noi artiști pentru a face această seară, această zi mai bine zis încă, vezi că eu stau încă cu ferie cealaltă de oră. Vreau să vă mulțumesc pe fiecare în parte pentru că datorită vouă, noi artiștii avem unii cânta, avem această mare posibilitate să vă aplicăm cele mai frumoase cântece în care voi cei de acasă vă regăsiți. Vă mulțumesc din start pentru invitație, pentru apreciere și pentru că am această ocazie să facem cele mai minunate cântece. Deci, cea mai frumoasă realizare într-o vieță sunt copiii noștri, cu siguranță știți că pentru un pui de ochi nu contează cât de mare ajungi, cât de frumos, cât de bogat. Tu, pentru copilul tău, ești tot universul. De-aia propun să începem o horă mare și frumoasă. Am crescut fecior și fată. Pentru toți care aveți copii să vă crească, dar care n-aveți să vă fășesc și să vedeți. Pentru toată lumea bună, zi lăutare! Așa, toată lumea!
și voi și spuneau că gine la toată lumea. Au, pahane, pahane! Da, mai greu e de oprit. Uite că bunul Dumnezeu ține cu noi. Eu dau și un rapid de răcoare, sunt și tare cald. Suntem dansați, te îmbești, chefui, așa? În drumul vieții! Pentru mine, apropo, este premiera mea la stadionul Mihaela Nerci, cu tot că am putut o rată în loc și la ce am văzut oamenii de-ai mei, oamenii mei de acasă care știu să bătărească frumos. În drumul vieții trebuie și foarte atent, pentru că găsești oameni buni, dar sunt și nebuni. De-aia următorul cânt, cu siguranță. Vreau să dați mie bani, mulțumesc din suflet. De-aia mare noroc în drumul vieții să găsești oameni potriviți. În schimb, statistica spune că cel mai rău dușman se recoptează cel mai bun prieten. Să știți că este o regulă, nu pentru America, dar pentru toți. Atâta de cât îmi faci și dai, trebuie să fii foarte atent cu cine faci confesiuni, pentru că următorul chetic cu siguranță vor cunoaște. Cel mai rău dușman se recoptează cel mai bun prieten. Așa e? Următorul cânte pe care voi cu toți îl cunoașteți, cu genericul Viața m-a purtat prin lume! Toți! Toată lumea! Sus, 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 sus! Ia! De mică mama mă învăța să nu fac rău că trăi parca. Omul trebuie iertat. N-am uitat cuvântul mamei când mi-am ales prietenii. Și-am crezut că nici dușmanii n-au să ne poată despărți. Viața m-a purtat prin lume, eu din toată am învățat. Că n-ai vrea să faci un bine de pe de mamei uitați. Am urcat vieții aproape și dai până la mine. Nu uita că dintr-o noapte poate fi dușmanul tău. Și chiuii! Așa, sus, 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 sus! Ce vrea mai bun am împărțit, am ales cu ei când îi au dorut. Niciodată n-au venit când mi-a fost greu sau am căzut. În fața lor n-am nicio mină, e pentru mulți au sus. Că Domnul are să mă țină, numai cu preț cu tot ce-am pus. Viața m-a purtat pe lume, eu din toate am învățat. Că n-ai vrea să faci un bine de repede, Doamne, uitat. Omul care îl ții aproape și îi dai mâna. Poate fi dușmanul tău. Și nu s-a udit! Așa, 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 așa! Copiii mei am să-i învăț, nu cu bani te faci bogat. Prietenul nu are preț, dacă e cel adevărat. Nu am să mă răzbun, dar în suflet m-am iertat de mult. Și n-o să cer nici fi că te-ai vrea să faci un bine repede, va fi uitat. Omul care îl ții aproape și-i dai mâna când îi greu, nu uita că într-o noapte poate fi dușmanul tău. Și nu s-a udit! Omul trebuie iertat. N-am uitat cuvântul mamii când mi-am ales prietenii. Și-am crezut că nici dușmanii n-au să ne poată despărți. Viața m-a purtat pe lume, eu din toate am învățat.
Dar-i vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-a curate și îi dai mâna când îi greu. Nu uita că într-o noapte poate fi dușmanul tău. Dragii mei și dragile mele, urmărind acum activitatea de câteva zile de când sunt în Statele Unite ale Americii, am sesizat că moldovencile noastre sunt la fel ca acasă. Așa suntem noi făcuți. Nouă tot timpul ne se pare că la vecină tot e mai bun. Doar cu diferența că în America n-am văzut gard. Serios! Bărbații cred desuri că noi femeile ne îmbrăcăm frumos pentru dânsi. Cu siguranță nu e așa, vă zic eu. Noi pentru bărbați ne dezbrăcăm dacă trebuie. Dar de îmbrăcat, de chitit și de gătit, tot pentru vecină, ca să moară de șudă, șabe și grăie. Zic că nu e așa. E, și următorul cântă pe care cu siguranță totul meu îl cunoașteți. Dar vreau să vă reamintesc, nu cântam că la țăgat 3 zile, o leac și acasă. Și voi veniți la scenă, veniți să dansați. Ca să aibă și grei, tăti vecinii mi le zic care și cu cine și de câte ori și unde și că nu am mai vrut și nu am mai putut. Pentru toate! Pentru absolut toate! Vecinile mele! Și toată lumea sus! Așa! Zi! Hai, fetele! Canada! Că ține ziua de mare s-a scumpe la răcoare și-a început de scânta lumea măgăla. O femeie trisă și țină, bărbatul mai scris din mâna. Pe e vânt vorbită sa mai, hai că mață doar de cânta mai. Că el le-s mai dus cu tine și le-i țin bărbați din tine. Că bontează și cu luna. Am ajuns să fiu.
ce bine când om bine pe băieți te așteaptă. Să-și sara să le dai guriță lângă poartă. Oh, ce de bine sar, ce de bine sara. Oh, ce de bine sar, sara primăvara. Acestui eveniment important, festivalul pe care toată lumea l-așteaptă cu sufletul în gură, mai ales că ne dorim toți să ne revedem. Noi oameni ne facem planuri 300 de ani înainte, în tot timpul vrem să obținem foarte multe și este ok. Dar uităm să ne vorbim lucruri frumoase, uităm să lăsăm loc de bună ziua. Cea mai frumoasă realizare de viața oricărui sunt copiii noștri. Un copil mic, mai mare, te poate iubi necondiționat. Uitându-mă și aici, pentru că eu acasă sunt la hai să ne căsătorim, văd că și la voi crezi de bărbați. Cum dansăm? Dansăm cam 40, ca timpul războiului. Femei cu femei, cu mătră cu mătră. Tăichini, vecina cu vecina. Unde arată publicul următorul când e cu siguranță să o vină pe plac. Așa și se numește. Copilul meu. Nu uitați să-l pupați, să-l povestiți lucruri frumoase. Spuneți la fata și băiatul dumneavoastră cât de important este, pentru că tu ca părinte, dacă nu o faci, vecinul și străinul nu o să-l pupe niciodată. Hai. Pentru toată lumea! Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Copilul meu, ce mult te-am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Ești copil și vreau să fericit, toată viața îi trăiești, pe mama ta să iubești, să nu uiți pe mama ta, știi viața ta, viața ta.
ți-aș mai da și inima. Eu ți-aș mai da și viața mea. Eu ți-aș mai da și inima. Ești copilul meu dorit și eu s-ar fi fericit. Toată viața te trăiești, pe mama ta să iubești. Să nu uiți mama ta, știi că ea ți-a dat viața. Te-aș ruga, te-aș ruga. Departe ca să pot vorbi. Muzica este foarte puternică. Acolo nu se poate de vorbit. Nu știu dacă ați auzit ce v-a zis Dorin Galben. Desigur a lăudat festivalul, este de lăudat. Am văzut festivaluri, am fost un festival în lumea întreagă. Uitați-vă și voi, cred că este o mie de persoane. O să aflăm, o să întrebăm pe Ion sau pe Alica, dar în orice caz au făcut foarte frumos, îmi place foarte mult. Sunt bucuroasă că m-a aflat și eu aici pe Cremondoveni. Am văzut comentarii laude, am văzut comentarii negative. Da, sunt negative. Dacă începi cu un comentariu și spui de ce nu ai stat acasă, dacă așa de mult îți iubești țara, atunci niciun om în lumea întreagă nu ar fi emigrat. Și dacă zic asta, gândiți-vă puțin. Nu vă mai dau explicații, pentru că sper că sunteți deștepți și înțelegeți de ce se emigrează, nu că din cauza sărăciei. Sunt argumente, motive, 1001 în lume, de ce oamenii emigrează și o să vedeți cu timpul o să emigreze din cauza de lipsă de apă, de foamete, de război, adică vă rog frumos, nu mai puneți acolo comentarii care nu este constructiv. Gândește înainte de a pune o întrebare, de ce? Pentru că uneori punându-ți întrebarea, adică știți cum, puneți-vă întrebarea ca și cum voi ați fi în locul acelui om și să-i pune singur întrebarea. De ce oare a plecat omul de acasă? Iar eu, ca o călătoare, eu duc vestea mare în lume. Vestea mare, care este? Bunătatea, generozitatea, omul care nu plașcă cu răutatea în jurul lui, dar duce binele mai departe. Și dacă tu ești creștin și spui că iubești pe Dumnezeu și vrei și te rogi la Dumnezeu ca să-ți dea sănătate, pace, de toate, da? Toate bune. Păi cum să te gândești rău de cineva, de o persoană? Poate să fie rea, dar nu trebuie să te gândești rău de ea. Da. Nu știu dacă înțelegeți, știți cum, călătorind, lumea se deschide la tine, tu te deschizi la ei, vezi cu totul diferit lumea. Nu vin să vă spun că voi sunteți rei, eu sunt mai bună, nici într-un caz, bă, nici nu știți cât am eu de lucrat la mine și am, cred că până la moarte și nu mi-ajunge să lucrez atât asupra mea, dar cel puțin îmi fac efortul, încerc. Câte emoții! Uitați ce este de frumos în spatele unde sunt copii, părinții, au venit să profite din plin. Spuneți dacă se mai aude, dacă se vede, dacă rezonați cu mine sau nu.
O, desigur, nu vă gândiți că eu am luat-o cu răutate sau nu știu ce, nu. Eu v-am răspuns că vreau să vă deschid și vouă sufletul și mințile. Inima. Și de ce inima mea este Moldova? Pentru că acolo m-am născut. Puteam să fiu și o rusoaică, puteam să fiu și o americană, dar nu uiți niciodată de unde te naști. Nu-ți uiți... ce frumos, mă scuzați! Nu știam că sunt activități. Așa, super! Așa, așa, ia uite de aici. Așa. Așa. N-am idee dacă aici mai merge sau nu. Nu văd niciun comentariu, nu știu ce se întâmplă. Dacă cineva poate să-mi confirme, cel puțin din Instagram, Alexiana, dacă ești aici sau cine este aici, să-mi răspundă. Dacă nu, încep alt live. Poate ar fi fain să fac live-urile, fac o oră, închid și mai fac o oră și mai bine așa, decât să stau 2-3 ore în șir. Așa mă gândesc eu, nu știu ce ziceți voi. Bărbatul trebuie să-l ții și să-l protejezi. Ea nu trebuie să știi că ai dat papușii și mii de, nu știu, am vrut 5.000 de lei. 500 de dolari, că după asta trebuie să trebuie să-l dormi. Ați vezi cum să-i calci la următoarea dată. Așa-i? Toată lumea, sunt mari și frumoase zile, o tale! Și...